Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile de astăzi. Comuna Ucea s-a înfrățit cu satul Slobozia din Republica Moldova. Edilii celor două localități s-au cunoscut încă de anul trecut la Brașov, când a luat naștere ideea colaborării. Primarul din Ucea, Marian Băcilă, spune că este impresionat de oamenii gospodari de peste Prut și împreună vor realiza mai multe proiecte. Elevii de a 8-a au aflat astăzi la ce licee au fost repartizați în urma procesului computerizat. Dacă emoțiile au trecut pentru majoritatea elevilor și părinților, acum urmează o etapă la fel de importantă, înscrierea la liceu, care începe mâine. Colegiul Național Radu Negru, instituție de învățământ de top din orașul nostru, își așteaptă viitorii liceeni la înscrieri, cu clase de profiluri diverse, dascăl și dotări moderne. Nu este de joacă cu autorizația de securitate la incendiu. 3 luni atât mai au la dispoziție firmele pentru a obține acest certificat. În caz contrar, se aplică amenzi sau chiar închiderea activității. Caii lipițani au făcut spectacol pe străzile localității Lisa la sărbătoarea comunei. Exact ca odinioară, călărașii îmbrăcați în straie populare au venit cu cele mai frumoase exemplare de cai la parada ecvestră. Fermierii care au adus frumoasele exemplare au fost mândri de evoluția cailor de rasă, unii mai greu de stăpânit sub privirile atâtor spectatori. Comuna Ucea s-a înfrățit cu satul Slobozia din Republica Moldova printr-un proiect inițiat de primarul Marian Băcilă încă din anul 2016. El susține că, deși oamenii de acolo sunt mai sărași decât cei din România, i-a plăcut la ei faptul că sunt gospodari. O delegație de la primăria Ucea a fost în Republica Moldova și au fost semnate actele de înfrățire. Edilii celor două localități s-au cunoscut încă de anul trecut, la Brașov. Atunci, o delegație oficială a primarilor din raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova a ajuns la Consiliul Județean. În luna septembrie, primarul din Ucea i-a întors vizita omologului său de acolo. Ne-a spus că a fost impresionat de primirea făcută și că s-a simțit ca acasă. În luna octombrie anului 2016 am participat cu o delegație a majorității primarilor din județul Brașov în raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova. Intenția clară fiind de a ne înfrăți cu comune din raionul Ștefan Vodă. Considerăm că e un pas important din partea noastră în a deschide inimile și frontierele fraților noștri din Republica Moldova. Am constatat cu multă surprindere că suntem extrem de bine primiți, că suntem frați de sânge și de limbă, de port, de obiceiuri și am împreună cu legislativul local, Consiliul Local Ucea, am decis să inițiem programul de înfrățire, l-am și semnat în 13-a 6-a luna, anul în curs. Urmează să primim o delegație și din partea dumnealor. Suntem într-un program la ora aceasta de schimb de experiență pe linie școlară. Trimitem un copil într-o tabără în raionul Ștefan Vodă, unde o să fie integrați într-un program educațional împreună cu copiii din raionul Ștefan Vodă. Sperăm să fie doar primii pași, intenționăm să îi ajutăm pe cei de acolo într-un program de modernizare a instituției grădinițe și creșei din localitate. Edilul comunei Ucea speră ca prin această înfrățire să realizeze cât mai multe proiecte pentru românii de peste Prut. Unul dintre acestea, un monument pentru cei 11 soldați români care au căzut pe câmpul de luptă în anul 1944. Monumentul va fi ridicat în centrul satului, în curtea bisericii. Am descoperit că în curtea bisericii de acolo, din Slobozia, sunt îngropați 11 soldați români morți în al doilea război mondial, morți pentru eliberarea patriei. O să construim și un monument, bineînțeles cu acordul Ministerului de Interne. Considerăm că este important să ne cinstim eroi, să ne cinstim pe noi, să ne cinstim patria. Și, bineînțeles, dacă vremurile și cei mai mari o să decidă, să ne cinstim și patria mare. Discuțiile dintre cei doi primari s-au mai axat și pe tema unor schimburi de experiență în diverse domenii, astfel că pe viitor sunt programate vizite ale moldovenilor în comuna Ucea.
Elevii de clasa 8 au aflat astăzi la ce licee au fost repartizați în urma susținerii examenului de evaluare națională. Repartizarea este computerizată și ține seama de note și de opțiunile pe care elevii împreună cu părinții le-au completat pe fișa de înscriere. Această etapă stabilește totodată topul liceelor, ierarhie în funcție de media de admitere la fiecare profil. Dacă pentru majoritatea elevilor și părinților emoțiile se termină aici, mai urmează o etapă foarte importantă, înscrierea la liceu. Colegiul Radu Negru îi așteaptă pe absolvenții de gimnaziu care au susținut evaluarea națională la sesiunea de înscriere în liceu începând de mâine. Așteptăm elevii, absolvenții claselor a 8-a să se înscrie la colegiul nostru în data de 13, 14 și 17 iulie, în intervalul orar 9-14, și trebuie să țină cont că o educație înseamnă rigurozitate, pentru că rigurozitatea pe urmă să dea performanță. Instituția de învățământ are o ofertă educațională atractivă, 5 clase, dintre care 3 de matematică informatică, 2 intensive engleză, 1 intensiv informatică, o clasă de filologie intensiv engleză și o clasă de științele naturii. Colegiul are laboratoare de informatică, biologie, cabinete metodice de matematică și de limba română. Avem cadre didactice foarte, foarte bune, avem 5 clase cu profiluri diverse și așteptăm copiii să se înscrie și să continue, cei care au terminat 8 clase în cadrul colegiului nostru, să continue tot la această instituție. În data de 18 iulie, liceele vor transmite situația locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere. Între 19 și 21 iulie vor fi rezolvate situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată. Repartizarea candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care nu au participat și a celor care au participat dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate. Aveți autorizație de securitate la incendiu? Dacă nu, ați încurcat-o. În termen de 3 luni sunteți pasibili de amenzi consistente, avertizează Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Firmele care nu se conformează riscă să fie închise. Raportul la jumătatea anului arată că mai mult de jumătate din solicitările pentru autorizația de securitate la incendiu au fost respinse. Comandantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, colonelul Stelian Rechițean, spune că mulți cetățeni care vin pentru avizare sau autorizare la ISU, o fac ca la un centru de informații. Din acest motiv, volumul de muncă al angajaților ISU din Brașov este mult mai mare decât ar fi normal. Pentru ca o firmă să funcționeze legal din punct de vedere al prevenirii incendiilor, este nevoie mai întâi de obținerea unui aviz. Acesta este o formalitate, după care societatea respectivă trebuie să îndeplinească toate criteriile legale până în momentul în care solicită obținerea autorizației. Angajații ISU ar trebui doar să verifice dacă prevederile legale, documentația adusă de reprezentantul firmei și situația din teren coincid. Doar că cei mai mulți dintre brașoveni, în loc să citească prevederile legale și să construiască potrivit acestora, solicită autorizarea. În această situație, munca pompierilor este mult mai voluminoasă. Comandantul ISU Brașov amintește și de amânarea aplicării amenzilor în cazul firmelor care nu au obținut încă autorizațiile ISU. Însă avertizarea că în cazul unităților care trebuie închise, nu există amânare. Prerogarea legii pentru 30 septembrie înseamnă inexistența amenzilor până la acea dată. Localitatea Lisa a răsunat de cântec, joc și voie bună la sfârșitul săptămânii trecute. Locuitorii satului s-au bucurat de un spectacol de zile mari după ce au ieșit de la biserică. Zilele comunei Lisa s-au sărbătorit pentru prima dată aici. Acum 20 de ani s-a organizat manifestarea fiii satului, își mai amintesc localnicii. Pentru această ediție a sărbătorii, primarul Gheorghe Moga s-a gândit la diversificarea programului manifestărilor. Ca o noutate, pe strada principală a avut loc o inedită parte paradă cu specific istoric. Exact ca odinioară, călărașii îmbrăcați în straie populare au venit cu cele mai frumoase exemplare de cai lipițani, care au făcut un adevărat spectacol. Dani! Da! Yeah.
Fermierul Alexandru Greavu crește în Lisa câteva exemplare de cai lipițani din pasiune. El a dorit să le ofere lisenilor și nu numai prilejul să admire parada ecvestră. Pe vremuri așa era, tot timpul se prezentau animalele, fiecare gospodării, doi cai din rasă pură, rasă lipițan, sunt un crescător de cai, un iubitor al cailor. E și cu tradiție comuna noastră, noi cu cai am crescut, cu cai am muncit, cu cai am făcut bănuți pe vremuri și am zis, e o plăcere de-a mea deosebită să continui tradiția. Bani nu se mai face cu nimic în ziua de azi la noi în țară. Clar, pe linie de agricultură, în momentele astea țin cam mai mult de plăcere. Nu sunt un bogătan, dar îmi place să muncesc, să am, să-i privesc, condiții am, dar trebuie muncă și costă destul. Dar dacă stăm să ne facem socotelele, atunci nu mai ținem nimic. Și atunci țara asta se va duce de râpă, ne mai ținem nimic. Sărbătoarea satului a fost una extrem de pitorească. Femeile și-au expus pe porți velințele țesute la război, iar într-un mic muzeu, amenajat ad hoc, obiectele și straele care atestă vechimea satului pe aceste meleaguri au fost admirate de public. Este un muzeu deosebit, făcut cu efortul tuturor lisenilor care s-au mobilizat în a decora și a aduce toate obiectele pe care dumneavoastră le vedeți aici. Este un mic râmpei din viața veche a Lisei, o bucurie, o împlinire și totodată o recunoștință față de înaintașii noștri. Este de la bunica mea, tot costumul. Mă simt foarte emoționată în primul rând și în același timp onorată, să spunem așa, că pentru că am reușit să organizăm acest eveniment și sperăm să-l păstrăm în continuare și să devenim din ce în ce mai buni, din ce în ce mai organizați. Poate că ne-a scăpat pe aici pe acolo câte ceva, dar am încercat să facem tot posibilul, ne-am unit, a fost bine. Într-un final sperăm să iasă bine și să vă simțiți bine. Petrecerea a fost una de neuitat pentru toată lumea din comună, dar cel mai tare își vor aminti de ea fiii satului, care de ani buni au plecat în America și acum au venit acasă pentru această sărbătoare. Se știe că localității Lisa îi se spunea pe vremuri USA pentru exodul masiv al lisenilor încă din Moș Strămoș la muncă peste ocean. Am venit în concediu mai mult la muncă, îmi pregătesc oarecum repatrierea. Și întâmplător am nimerit la zilele comunei. Sunt născut în Lisa, am trăit în Lisa, am făcut școala în Lisa, profesional în Brașov. După Revoluție în 2001, având posibilitatea să plec în state, am plecat în state. În 2001 se găsea foarte repede de lucru, n-am stat doar o săptămână, am găsit de lucru. În America lucrez ca șofer pe tir, am casă, am familia, fata dusă. Deci familia mea acolo, viața mea acolo, soția acolo, vine și ea acum, n-a putut să vină mai devreme, da? Cum să vă spun, suntem mulțumiți de realizări, dar ni dor de locul natal. Născut în Lisa și domiciliu în state, Detroit, Michigan, Detroit. Probabil 2 ani de zile o să mai stau în America și o să ne întoarcem cu totul. Eu și soția, copiii o să-și vadă de viață înainte acolo și o să-i mai vizităm. O să fie un du-te vină, nu? Gheorghe Paler trăiește cu familia sa în Detroit, dar am stat de vorbă și cu doi tineri din Lisa care s-au stabilit în Texas. Susțin că vin cu drag acasă, mai ales în concediu, dar nu se mai întorc definitiv în România, pentru că trăiesc foarte bine acolo.